Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Ca niște buni spravnici ai Harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor, amin, ocupăm loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu în seara aceasta vrem să vorbim despre slujire. Și vom încerca să răspundem la o întrebare importantă, la o singură întrebare. De ce trebuie să slujim Domnului? De ce trebuie să slujim? Noi auzim de multe ori în biserică afirmația aceasta că fiecăruia dintre noi Dumnezeu i-a dat un har și potrivit acestui har sau dar pe care i l-a dat, este dator să slujească. Unii iau această afirmație de bună și se implică în slujire. Alții însă se întreabă, chiar așa o fi, de ce trebuie să slujesc eu? Există argumente biblice sau doar rațiunea ale păstorilor și conducătorilor bisericii care ne îndeamnă la slujire din motive omenești, umane, bisericești? dar nu cu argumente biblice. Și atunci întrebarea se pune, există argumente biblice care îmi spun mie că trebuie să slujesc? Sunt eu dator să slujesc pentru că Biblia îmi cere lucrul acesta sau pentru că biserica, păstorul îmi cere lucrul acesta? Și vrem, cu ajutorul lui Dumnezeu, pornind de la textul din 1 Petru, capitolul 4, să observăm că noi trebuie să slujim pentru că Biblia ne cere lucrul acesta. Biblia ne cere fiecăruia să slujim. Și uitați-vă cum pune Petru această problemă a slujirii. El pornește de la o afirmație importantă cu privire la vremurile în care trăim. Și face afirmația aceasta. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Afirmația aceasta sună de 2000 de ani și este realistă, având în vedere că Dumnezeu este un Dumnezeu deasupra timpului, afirmația sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, este de actualitate în fiecare perioadă. Dar având în vedere istoria noastră omenească care este înscrisă în timp și care este determinată de anumite semne care prevestesc sfârșitul, Putem spune că după 2000 de ani de când au fost scrise aceste versete, afirmația asta este mult mai relevantă. Acum, în zilele noastre, chiar sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Noi avem dovezi, avem argumente și aproape că nu este nevoie să mai argumentăm că toți suntem convinși că lumea aceasta merge spre o cale care se închide, se termină. Dacă continuă omenirea să meargă tot așa, nu mai are mult și nu mai are unde să înainteze mult, și sfârșitul tuturor lucrurilor se apropie. Este aproape. Duhul ne spune lucrul acesta. Ființa noastră simte lucrul acesta. Ne spun dacă vreți, crainicii de la știri, lucrul acesta. Omenirea merge spre un final. Istoria nu mai are cum să înainteze pe coordonatele pe care au apucat-o. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Petru aduce un argument foarte inteligent. Dacă sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, atunci noi trebuie să fim înțelepți. Și ar vrea să lămurim ce înseamnă a fi înțelept. A fi înțelept nu înseamnă doar a fi inteligent. A avea un IQ ridicat peste cel comun al oamenilor de rând. A fi înțelept înseamnă a ști cum să administrezi ceea ce ai. Înțelepciunea este o chestiune practică de administrare a resurselor pe care le ai. Omul înțelept din puțin știe să facă mult, omul neînțelept din mult face nimic. Înțelepciunea înseamnă să realizezi ce ai, să evaluezi corect, să cântărești bine ce ai și să știi să folosești în așa fel încât rezultatele să fie optime, maxime. Și acum vine Petru și spune, dacă realizați că sfârșitul este aproape, fiți înțelepți, dezvoltați capacitatea, abilitatea de a folosi cât mai eficient resursele pe care le avem. Și el vine și face aici două afirmații. Fiți înțelepți în vederea rugăciunii. De ce? Pentru că s-ar putea întâmpla, ca prin de valul lumii acesteia, încercând să folosim corect resursele pământești, materiale, să nu ne mai rămână timp pentru rugăciune. Și aici am dovedit lipsă de înțelepciune. Atunci când nu mai rămâne lipsă, timp pentru rugăciune pentru că sunt prea ocupat, dovedesc că nu sunt înțelept. Apoi, Apostolul Petru mai arată un lucru foarte important. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte. În vremurile acestea din urmă, observați că a fi înțelept înseamnă a drămâi bine timpul și ați face timp pentru rugăciune și timp pentru slujire. Numai că atât rugăciunea cât și slujirea, ele trebuie făcute într-o anume atmosferă, cu o anume motivație, dintr-un anume simțământ numit dragoste. Rugăciunea nu trebuie să pornească de frica iadului. Nu trebuie să pornească de gura părinților sau a păstorului. Rugăciunea trebuie să izvorească din dragoste, dragoste pentru cei pe care îi port în rugăciune în calitate de mișlocitor și dragoste față de Dumnezeu. Dacă îl iubești pe cineva și acel cineva are o problemă, atunci tu te vei ruga pentru el. Dacă ai dragoste față de el, vei avea și timp să te rogi pentru el. Dar Petru merge mai departe. Fiți primitori de oaspeți și după aceea, și asta este o formă de slujire, după aceea Petru intră într-o formulare în termeni proprii a obligației de a sluji. Și el spune în felul următor. Ca niște buni spramnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altul adăpădarul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. În aceste două versete găsim răspuns la întrebarea de ce trebuie să slujim Domnului. Și găsim trei motive importante pentru care Biblia ne cere să slujim. Și reținem. Trebuie să fim înțelepți, să înțelegem că vremea este aproape, suntem pe vremea sfârșitului. Trebuie să fim înțelepți că să ne facem timp și pentru rugăciune și pentru slujire, să le ținem în echilibru. Trebuie să fim înțelepți, să înțelegem că atât rugăciunea, cât și slujirea Trebuie să se facă în dragoste și preocupare pentru semenii noștri. Aici includem și ospitalitatea. Și acum trecem la motive. Și, practic, slujirea de care vorbește Petru. Ce motive are? De ce trebuie eu să slujesc? Primul motiv pentru care trebuie să slujesc reiese din următoarele cuvinte. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit. Al lui Dumnezeu. Noi trebuie să slujim pentru că Dumnezeu ne cinstește sau ne face buni ispravnici ai harului Său felurit. Tu trebuie să slujești pentru că ești un ispravnic al harului. Nu știu dacă realizăm bine ce înseamnă aceasta. Termenul ispravnic este mai vechi și nici chiar unii tineri din România nu-l înțeleg prea bine și de aceea eu vreau să folosesc termenul administrator, director administrativ, manager. Tu trebuie să slujești pentru că Dumnezeu ți-a dat o poziție foarte înaltă în planul lui de mântuire. El te consideră un administrator al Harului Său. Și vreau să reții două detalii cu privire la poziția pe care te așează Dumnezeu. Poziție de administrator. În primul rând, administratorii potrivit Sfintelor Scripturi, pildelor pe care le dă Domnul Isus, în raport cu poziția pe care o ocupă și cu stăpânul lor, se pot dovedi a fi administratori buni și administratori răi, ispravnici credincioși și ispravnici necredincioși în termenii Bibliei. Imaginea ispravnicului necredincios, a administratului rău, este sugerată de Domnul Isus, în pilda aceea care spune cam așa în cuvintele noastre. Un împărat, un om bogat, a încredințat darurile, bogățiile unui ispravnic și apoi a plecat. Împăratul se va întoarce. Dacă ispravnicul este bun și se achită de datorii și administrează corect avuțiile stăpânului său, va fi răsplătit. Dar spune Domnul Isus, dacă ispravnicul sau administratorul este rău, începe să mănânce și să bea cu și lui de distracție și dacă bate pe cei cărora trebuie să le asigure resursele necesare, Ispravnicul acesta este rău, îi se va cere socoteală și va fi pedepsit cu pedeapsa capitală. Aceasta în termenii pildei. Acum venim în termeni concreți. Noi trebuie să slujim pentru că Dumnezeu ne-a făcut ispravnici și așteaptă de la noi ca această ispravnicie să ne-o facem bine. Noi suntem ispravnici buni. Dumnezeu pornește de la premiza aceasta. Mă încred în tine, contez pe tine, îți dau pe mâinile tale toate avuțiile mele pentru că te consider capabil, credincios, bun administrator, bun ispravnic. Ce bogății ne încredințează Dumnezeu spre administrare? Aproape că nu ne vine a crede. Dumnezeu ne încredințează nouă aspre administrare Harul Lui felurit. Când vorbim despre Har, noi întotdeauna asociem Harul cu Dumnezeu. Harul Lui Dumnezeu, Harul Lui Dumnezeu. Și este corectă această asociere. Harul este al Lui Dumnezeu. Dar Harul acesta Dumnezeu îl împarte oamenilor. Și știți spre cine îl împarte? Îl împarte prin ispravnicii săi. Și cine sunt ispravnicii? Tu, și tu, și tu, și fiecare dintre noi. Noi suntem ispravnicii harului lui Dumnezeu. Dacă realizăm că mântuirea este prin har, atunci trebuie să ne dăm seama că de felul cum noi ispravnicim sau administrăm harul, unii vor avea parte de mântuire și alții nu vor avea parte de mântuire. Noi câteodată vorbim în termeni de predestinație. Dacă Dumnezeu l-a rânduit să fie mântuit, va fi mântuit, chiar dacă noi nu ne facem partea noastră, Dumnezeu o să-l mântuiască pentru că îi rânduit să fie mântuit. Eu am mari probleme cu perspectiva aceasta a predestinării. Nu că resping conceptul de suveranitate a lui Dumnezeu, dar Dumnezeu în același timp ne responsabilizează pe noi ca făpturi cu voință liberă și ca făpturi care putem lua decizii și pe mâinile cărora El a dat spre administrare Harul Lui. Dacă am vorbit în termen de predestinare, atunci noi n-am avea nimic de făcut pentru mântuirea celorlalți, Că Dumnezeu suveranul face totul pentru mântuirea fiecăruia. Dar Petru ne spune altceva. Pe mâinile tale și pe mâinile mele, Dumnezeu dă harul lui spre administrare. Pricepem noi lucrul acesta? Pricepem ce responsabilitate avem noi în ochii lui Dumnezeu? Și atunci găsești răspuns la întrebarea de ce trebuie să slujești? Trebuie să slujești și trebuie să slujești că Dumnezeu a dat harul lui pe mâinile noastre. Și de harul acesta depinde mântuirea multor oameni. Poate veți spune, stai, stai, mergi prea departe. Atunci, care mai este rolul lui Dumnezeu în mântuire? Fraților, folosind un termen teologic, tehnic, mântuirea este o chestiune de sinergie. Sinergie înseamnă cooperare divino-umană, Dumnezeu cu omul. Dumnezeu este sursa harului. Harul izvorăște din Dumnezeu. Harul este al lui Dumnezeu și întotdeauna Dumnezeu va rămâne proprietarul Harului. Harul nu e al nostru. Cine este nou încredințat ca noi să-l administrăm, să-l oferim celor din jurul nostru. Cum? Păi uite cum. Dumnezeu are har pentru mântuirea tuturor oamenilor. Dar Dumnezeu nu are o gură de carne pe pământ. Și ți-a dat ție și ție și ție și mie o gură de carne. Și acum Dumnezeu vrea să dea harul mântuitor la un italian. Și ție îți dă o gură de carne și îți dă putere prin Duhul tău cel Sfânt și îți deschide ușa către inimile și către urechile decinilor sau colegilor tăi de muncă italieni și tu te duci și administrezi harul lui Dumnezeu spunându-i Dumnezeu este mare, Dumnezeu este bun. Vino și tu duminică la adunare la noi să vezi harul lui Dumnezeu. Și ce ai făcut prin asta? Ai administrat harul mântuitor al lui Dumnezeu pentru vecinul tău, pentru colegul tău de muncă italian. Asta înseamnă să administrezi harul lui Dumnezeu. Nu înseamnă, noi nu avem pretenții ca preoții, că noi oferim harul iertării, noi oamenii. Nu! Dumnezeu este proprietarul și stăpânul Harului, dar Dumnezeu folosește oameni de carne prin care să împartă Harul la oamenii de carne din țara aceasta. Și de aceea are nevoie de slujitori ca tine și ca mine. Nu te gândi, sunt prea mic, sunt prea neînsemnat. Dacă ai 14 ani și ai o colegă sau un coleg de clasă, doar tu ai posibilitatea să-ți folosești gura, să-l chem pe colegul tău sau pe colega ta la adunare. Că păstorul nu are acces la tine în clasă să-i spună, hai vină duminică la adunare. Tu trebuie să-i administrezi harul acesta. Nu spune, sunt prea mic, sunt prea tânăr, sau sunt prea slab, sau sunt prea bătrân. Pentru că harul acesta trebuie administrat de fiecare dintre noi. Și pot da multe alte exemple de administrare a harului. Harul poate fi administrat prin slujire. Mi-aduc aminte, povestea odată un frate, episcopul Petre Borș din Moldova, de dincolo de Prut. Ei au încercat să evangelizeze câteva sate în care n-au avut niciun fel de acces din cauza slujitorilor bisericii majoritare de acolo, care puneau piedici mari cre credincioșilor ortodoși să nu meargă, să nu-i primească pe pocăiți. Și Petre Borș, fratele acesta, a cerut de la Dumnezeu lumină și înțelepciune și a spus, Doamne, de ni cheia slujirii, cum să evangelizăm satele acestea în care nu sunt biserici? Și Dumnezeu i-a dat înțelepciune. Cum? A chemat din biserică pe frați și le-a spus așa, care dintre voi vor să slujească lui Dumnezeu. Când întreb pe om, vrei să slujești lui Dumnezeu? Da, până când? Până la moarte. Bun. Vine o săptămână a viitoare, trei zile la biserică. O, oh, frate, n-am timp. Eu slujesc lui Dumnezeu, dar nu voi. Păi să slujești lui Dumnezeu. Dumnezeu e în cer și are îngeri în jurul lui. N-are nevoie de tine să te duci în cer să-i slujești. Dumnezeu are nevoie să-i slujești oamenilor lui de pe pământ, aici, să-i slujești nici măcar în România, aici, să-i slujești lui. Și ce variantă a găsit fratele Petre Borș? A spus așa, care dintre bărbați vor să slujească lui Dumnezeu o săptămână? S-au ridicat mai mulți și au spus, rămâneți la urmă să discutăm. Și au făcut următorul plan. I-au împărțit doi câte doi și a spus așa, care dintre voi cunoașteți meserie cel mai bine? Luați-vă câte încă unul dintre frații aceștia care vor să slujească care poate nu sunt așa de pricepuți în meserii și alegeți-vă doi câte doi fiecare câte un sat în care nu este încă răspândită evanghelia mergeți în satul acela stați o săptămână luați-vă mâncare luați-vă bani dormiți în mașinile voastre era vreme caldă și nu cereți de la nimeni nimic, nici măcar un pahar de apă, și mergeți prin satele acelea și unde vedeți case de oameni necăjiți, săraci, bătrâni, întrebați domnilor, suntem și, niște, și noi niște oameni buni care vrem să ajutăm pe cineva. Aveți nevoie de vreun ajutor din partea noastră? Uite, noi am putea să vă reparăm acoperișul la casă. Noi am putea să vă reparăm gardul la grădină noi am putea să vă semănăm ogorul. Și în felul acesta s-au dus o săptămână, doi câte doi, câteva echipe, în câteva sate și au slujit fără niciun ban, fără nicio pretenție. Același lucru l-au repetat și în anul al doilea. Aceiași oameni s-au dus în aceleași sate și peste un an le-a zis oamenilor, ei, am venit din nou la voi în sat. Aveți nevoie să vă slujim? Și oamenii au spus da. Între timp, însă au auzit preoții și au spus, nu-i primiți pe ăștia. Și unii oameni au ascultat pe preoți, unii nu. Așa s-a încheiat anul al doilea și a venit anul al treilea. Aceiași frați s-au dus în aceleași sate și au slujit din nou. Și când preoții s-au răsculat acum cu mai multă ură și au zis, dați-i afară, alungați-i din sat. Oamenii s-au ridicat și au spus, stai așa! Oamenii aceștia de trei ani ne slujesc fără niciun ban, și voi, cei care spuneți că sunteți din credincioși, voi n-ați făcut nimic pentru noi. Nu ne-ați întrebat niciodată, aveți nevoie de ceva? Vă putem sluji cu ceva? Ați trecut pe lângă noi și nu v-a durut de noi. Acum vă doare de noi când vin niște oameni de bine să ne ajute, voi vreți să-i alungăm din sat și preoții au pierdut orice putere de control. Și oamenii din sat au spus, oameni buni, voi care ați venit să ne ajutați, spuneți-ne, cine sunteți? Ce credință aveți voi? Ce vă determină să veniți să ne slujiți cu atâta dragoste, cu atâta dăruire? Și oamenii aceștia le-au vorbit despre Domnul Isus și spunea fratele Borș începând din anul acela, au luat ființă mai multe biserici evanghelice în sate în care nu erau pocăiți. Slujire, fraților! Vedeți cum împărțim Harul lui Dumnezeu felurit? În satele acelea Harul nu avea intrare, până când niște oameni nu s-au dus să slujească. Cu timpul lor, cu trupul lor, cu energia lor, cu banii lor și cu dragoste. Au slujit și Harul a fost primit și acolo au apărut biserici. Și în ziua mântuirii Dumnezeu va răsplăti pe oamenii aceia. Asta înseamnă să împarți harul felurit al lui Dumnezeu prin slujire. Al doilea motiv, spune Apostolul Petru, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Tu trebuie să slujești pentru că Dumnezeu ți-a încredințat un dar. Nu doar că ți-a dat harul să fie administratorul sau slujitorul lui. Mi-aduc aminte, cunosc pe cineva care a primit o funcție înaltă la firma Amazon. Când a fost avansat acolo, a venit cu așa o satisfacție și a spus Sunt atât de satisfăcut, sunt atât de mândru. Uite ce poziție ocup în compania, una dintre cele mai mari companii din lume, în compania Amazon. Era atât de mândru atâta de important, o funcție mare. Asta este funcția care ți-o dă Dumnezeu de administratul slujitor. Dar pe lângă funcția aceasta, Dumnezeu nu numai câți de poziții de administrator, Dumnezeu îți spune de acum la dispoziție și daruri, adică instrumente de lucru. Asta știți ce ar însemna? Dacă te faci director administrativ, Îți dă un titlu. Dar după aceea, îți dă un birou, îți dă computere, îți dă acces la tot felul de documente, și toate acestea sunt darurile firmei pe care ți le pune la îndemâna ta ca tu să slujești cu eficiență. Dumnezeu nu numai că îți dă poziții de administrator al harului lui. El îți dă și capacități de slujire sau daruri de slujire. Nu slujești prin propriile tale puteri omenești. Și aici vreau să mă fac foarte clar. Am spus Adineaur că trebuie să slujim cu timpul nostru, cu trupul nostru, cu energia noastră. Da. Astea sunt ale noastre. Dar ce înseamnă după, har, după darul pe care l-a primit fiecare? Păi, fiecare, pe lângă capacități, putere, bani, timp, sănătate pe care o are, fiecare primește un anumit dar de slujire. De exemplu, eu nu am darul de a cânta. Când eram la seminar, eram 15 seminariști și seminarul avea un cor. Profesorul nostru de muzică, fratele Florin Rădulescu, i ascultat pe toți cum cântă și când a ajuns la mine a spus Macoviciuc, pe tine nu știu la ce voce să te dau. Așează-te în grupul ăsta, acolo unde vezi că sunt mai puțini, dar ține minte un singur lucru, nu mă mimează că cânți, nu mai deschide gura așa ca să nu te faci de râs. Dar nu cumva să dai drumul la voce că îi bruiesc pe ceilalți. Nu am darul acesta, fraților. Nu am darul acesta. Și dacă nu l am, niciodată Dumnezeu nu va pune pe mine dirijor de, de, de cor. Altul nu are darul de a învăța, și nu îl va pune Dumnezeu să conducă un seminar. Altul nu are darul milosteniei și nu va face Dumnezeu din el casierul și purtătorul de grijă al săracilor. Dar fiecăruia Dumnezeu, într-un fel sau în altul, îi dă un dar. Îți poate da un dar în domeniul muzicii și Apostolul Petru împarte darul acesta în două categorii. Unul le dă daruri care se exprimă prin vorbire, am putea spune guri de aur, și altul le dă daruri care se exprimă prin mâini, prin slujire, mâini de aur. Tu ești un om cu mână de aur, cu mâini de aur sau cu gură de aur? Pentru că Dumnezeu îți dă un dar, fie în domeniul vorbirii și a tot ceea ce faci cu gura, Muzică, poezie, vorbire, învățătură, școală de copii, cateheză, fie un dar de slujire cu mâinile. Noi, de pildă, acum ridicăm o casă într-un sat la o familie, cinci copii și doi părinți necăjiți care stau într-o căsuță de patru pe patru, și și-au fost turnat o temelie, dar între timp bărbatul s-a îmbolnăvit, s-a dus la spital, a fost operat și n-a mai putut face nimic. Noi l-am descoperit. Omul acesta încă nu este botezat. A început să vină la adunare. Acolo în sat noi am deschis o adunare de un an și ceva. Și familia lui a început să vină la adunare, încă n-au luat botezul în apă. Dar noi ne-am gândit așa. Omul acesta, șapte oameni, în patru pe patru, o cămăruță în care plouă înăuntru, prin acoperiș. Nu se poate așa. Avea pusă doar temelia. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, când am venit eu în coace, când am plecat, joi, deja se punea scândura, astereala, cum spunem noi, pe acoperiș, și deja am dus tabla acolo, am cumpărat tabla ca să-i acoperim casa. Dar problemă. Am apelat la frați, la mai mulți frați. Oameni buni, poate cineva să ne ajute să punem tabla la omul acesta? Spre rușinea mea o spun. Vreo doi dintre ei au spus: Frate Costie, că mai lasă-ne în pace că ne-am săturat de slujit, mai ales la săraci dintre țigani. Ne-am săturat, frate. Atâtea nevoi sunt în România, nu mai suntem în stare, nu mai putem. Nu mai putem. Am găsit însă pe cineva care a spus, da, aș putea să fac. Și mă gândeam că spune numele Domnului. Dar spune, dar știți cât vă costă? Zic, nu, 4.000 de lei. Dar spun, fratele meu, dar noi casa asta o facem la un necăjit. Noi nu avem niciun sponsor. O facem așa, punând mână de la mână. Unul a dat un geam, unul a dat o cărămidă, unul a dat un leu. O facem așa cum putem noi. Frate, îmi pare rău, 4.000 de lei și vă fac începând de luni, dacă nu căutați-vă clienți. Dar acest cu 4.000 de lei e frate de nostru. Nu știu, pe mine mă tulbură lu lucrurile astea, fraților. Eu n-am înțeles așa slujirea. N-am înțeles-o așa. Înțeleg că nu voi sluji săptămână de săptămână lucrând fără bani. Dar dacă în decurs de un an de zile trebuie să-mi iau două zile, că mai mult de două zile nu-i trebuie. Două zile ca să fac un acoperiș la un om necăjit cu cinci copii, eu cred că asta e o formă de slujire și sunt obligat să o fac. Dar e nevoie de învățătură, fraților, ca să pricepem lucrul acesta. E nevoie de învățătură. E nevoie cineva să ne-o spună direct. Oameni buni, vremea este aproape, fiți înțelepți, slujiți Domnului. Puneți-vă timpul, puneți-vă energia, Puneți-vă darul, puneți-vă talentul. M-aș duce eu să-i pun tabla, dar nu mă pricep, fraților, când dau cu ciocanul, îmi dau peste degete. Nu mă pricep. Și trebuie un om care să aibă darul acesta, mâini, care să fie în stare să slujească, să pună tabla pe un acoperiș. Despre asta vorbim când spunem că Dumnezeu a dat fiecăruia un dar. N-a dat doar darul de vorbire, de predică, de cântat, de învățat, de prorocit, de vorbit în limbi. A dat și daruri de a sluji la nevoilor fizice ale oamenilor din biserică. Noi deocamdată trăim în trup, avem nevoie ale trupului, avem nevoie de o casă, avem nevoie de mâncare și Dumnezeu întotdeauna a îngăduit ca printre noi să fie săraci și trebuie să avem ochi, inimă și mâini întinse spre săracii care sunt în jurul nostru. Asta înseamnă să slujim după darul pe care Dumnezeu ne-l dea. Am întâlnit un alt caz, un caz pozitiv. Ne-a spus un frate, frate, eu nu am timp să mă duc, dar uite, îți dau tot polistirenul ca să izolezi casa. Ți-l dau în numele Domnului. Nu am timp, eu sunt preocupat. Are o, o firmă, un business. Și asta este o formă de slujire. Nu poți să slujești cu mâna că nu-ți permite timpul, dar găsește o formă de compensare. Și slujirea aceasta este extraordinar de importantă. Eu nu știu dacă am realizat vreodată, fraților, că pilda dinaintea judecății din Matei 25 este pilda talanților. Și în, ziua, și în pilda talanților, cel care a primit un singur talan n-a slujit cu el și i s-a spus rob rău și viclean, afară. Și imediat urmează judecata, și criteriile judecății, din urmă, sunt acestea. Am fost sărac, am fost gol, am fost bolnav, am fost în închisoare, am fost, am fost. Ce ai făcut? Ai slujit în vreun fel acestor categorii subprivilegiate? Bolnav, sărac, închis, necăjit, bolnav, ai slujit acestor oameni năpăstuiți de soartă? Și întrebarea aceasta o va pune Dumnezeu în ziua judecății. De aceea trebuie să slujim. Că slujirea, unii înțeleg foarte greșit slujirea. Unii spun așa, mântuirea e prin har și slujirea sau faptele sunt pentru răsplată. Corect până aici. Dar refuzul de a sluji poate duce la pierderea mântuirii. La asta nu ne gândim. Pentru că Dumnezeu când ne mântuiește, ne mântuiește nu doar ca să ne ducă pe noi în cer să ne simțim bine o veșnicie, ci ne mântuiește ca să slujim și celorlalți și să mergem cu toți în cer. Și dacă gândesc așa, atunci pentru că Dumnezeu mă mântuiește, mă și face administrator al Harului și îmi dă și daruri și sunt obligat să slujesc. Slujirea nu e opțională, Vrei coroană mai mare, slujești mai mult. Te mulțumesc să stai pe ultimul scaun în cer, după ușă, n-ai nevoie de slujire. Dacă ar fi așa, cerul ar trebui să ai vreo 20 de milioane de scaune numai pentru românii de azi. După ușă în cer. Toți românii, frate, să mă văd în cer după ușă, nu-mi trebuie mie acolo coroane și nu știu ce. Dar nu e așa, fraților. Cine nu vrea să slujească, îi rog biclea și lene și nu are intrare în cer. Asta e poziția biblică corectă. Al treilea motiv pentru care trebuie să slujim. Dumnezeu spune așa, pe lângă faptul că ți-a dat har, darul, spune așa, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Noi trebuie să slujim pentru ca Dumnezeu să fie glorificat. Nu știu dacă observați ce inteligent pune Petru afirmația aceasta. Spune, slava și puterea este a lui Dumnezeu în veci vecilor. Dar ea trebuie recunoscută, trebuie confirmată aici pe pământ. Cum vor cinsti, cum vor slăvi oamenii pe Dumnezeu aici pe pământ? Că în cer slava este a lui Dumnezeu, puterea este a lui Dumnezeu. Dar oamenii aici pe pământ, cum vor da slavă lui Dumnezeu? Cum? Spune Petru. Văzând faptele voastre bune să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării lor. Prin slujirea noastră, oamenii îl cinstesc și îl slăvesc pe Dumnezeu. Și prin purtarea noastră ticăloasă, oamenii îl neagă și îl blasfemiază pe Dumnezeu. Vă dați seama? Nu numai Harul lui Dumnezeu este pe mâinile noastre. Într-un sens, numai într-un sens, până și onoarea lui Dumnezeu este pe mâinile noastre. Onoarea lui Dumnezeu printre oamenii aceștia de pe pământ este cumva pe mâinile noastre. În ce sens? Dacă eu slujesc lui Dumnezeu într-un mod competent, cu rezultate, cu dezbrăcare de sine, cu dragoste, eficient, cu dăruire, după harul care l-am primit, după darul care l-am primit, atunci oamenii din jurul meu îl slăvesc pe Dumnezeu, prin slujirea care o fac. Și de aceea trebuie să slujesc lui Dumnezeu. Dumnezeu are toată slava, are toată puterea, în cer și pe pământ. Dar puterea aceasta, uitați-vă ce spune, fie căruia să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Păi puterea cui? A lui Dumnezeu. Ce face Dumnezeu cu puterea asta? Ți-o dă ție. Pentru ce? Ca tu să-i slujești. De ce? A lui Dumnezeu e toată slava. Dar tu ți-i dă puterii să slujești, ca prin slujirea ta Dumnezeu să primească slavă și de la oamenii ăștia de pe pământ. Nu numai de la îngerii din cer, care se proșter înaintea lui, aruncă coronele și strigă slavă, slavă, slavă. Și oamenii pe pământ trebuie să slăvească pe Dumnezeu. Dar oamenii pe pământ îl slăvesc pe Dumnezeu nu pentru că îl văd în cer așa cu Ștefan pe Domnul Isus la dreapta Tatălui. Cu oamenii lumea acesteia nu-l văd pe Dumnezeu. Și atunci te văd pe tine și mă văd pe mine slujind și dau slavă lui Dumnezeu. Și de asta trebuie să slujim. Frați și surori, vreau să închei. O mai spun o dată. Slujirea nu este o chestiune dacă vreau sau dacă nu vreau. Vreau mai mare cunună, mă consum mai mult, slujesc mai mult, mă mulțumesc cu o cunună mai mică sau nu-mi trebuie cunună, nu mai vreau să slujesc. Noi suntem datori, suntem datori să slujim. Și dacă nu ne facem datoria, suntem calificați ca rob, viclen și leneș. Viclen pentru că am crezut că o să ne meargă cu șmecherii la Dumnezeu. Doamne, eu am fost bătrân, eu am fost prea tânăr, eu am fost prea nepriceput, eu n-am putut cânta, n-am putut nu merge. Nu merge, credeți-mă, cu astfel de argumente nu ține înaintea lui Dumnezeu. Viclenii pot să-i amăgească pe oameni, dar niciodată pe Dumnezeu. Și și leneș. Pentru că cine nu vrea să slujească, practic, dovedește o lenevie. Dar o lenevie pe care o acoperă cu viclenii, ca să nu se vadă că e leneș, că nimănui nu-i place să apară în societate cu eticheta aceasta, leneșul. Și atunci ne va place ca în cer să auzim că Dumnezeu spune în dreptul nostru leneșule. Nu! pe păi dacă nu ne place, hai să slujim Domnul. Îi slujim Domnului pentru că ne-a făcut administratorii harului său. Îi slujim Domnului pentru că ne-a dat daruri de slujire, telurite și putere ca să slujim cu darurile respective. Și slujim Domnului pentru ca Dumnezeu să fie slăvit prin slujirea noastră. Și El ne va răsplăti pentru această slujire. Amin.